Mama, în vârstă de 35 de ani, și-a luat cu ea toți copiii, două fete și doi băieți minori, cu vârste cuprinse între 2 și 10 ani. Vroiau cu orice preț să ajungă în Germania. Și-au făcut traseul și-au început rând pe rând să treacă granițele. Persoana, însoțită de cei 4 copii minori, ar fi fost adusă în apropierea frontierei de stat, de persoane neidentificate încă pe teritoriul Bulgariei, lăsată să traverseze la adăpostul Întunericului, frontiera de stat, cu scopul de a găsi apoi un mijloc de deplasare. De acolo au fost trimiși la punctul de frontieră Ostrov pentru cercetări, urmând ca, potrivit protocolului, să fie predați autorităților bulgare. Se va stabili de către autoritatea de frontieră din statul vecin dacă au cerut o formă de protecție până să ajungă în România, în special mă refer la cererea de azil. Dacă nu există această cerere, atunci vor fi înapoiați în țara de origine.